Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și vă prezint o resursă la disciplina matematică, clasa 5-a. La tema unghiuri vom vorbi despre măsurarea unui unghi, unghiuri congruente și clasificarea unghiurilor. Azi vom parcurge temele introducere, cu activitate de introducere. Vom vorbi despre unitățile de măsură pentru unghiuri, cum se face măsurarea unghiurilor, unghiuri congruente, vom discuta despre câte tipuri de unghiuri există și vom avea o activitate de învățare. Introducere. Angle, omulețul pe care îl vedeți în figură, ne cere ajutorul. Trebuie să-l măsurăm pe fratele lui. Ne va explica pe parcurs ce avem de făcut. Haideți, vă rog, să-l ajutăm. Acesta este fratele lui Engel. Prima întrebare la care vă rog să răspundeți este: câte unghiuri observați în această figură? Da, într-adevăr sunt 6 unghiuri. Aceste 6 unghiuri dorim să le măsurăm. Să ne apucăm de treabă. Azi vom parcurge temele introducere, o activitate de introducere. Vom vorbi despre unitățile de măsură pentru unghiuri, cum se face măsurarea unghiurilor, unghiuri congruente. Vom discuta despre câte tipuri de unghiuri există și vom avea o activitate de învățare. Pentru a măsura aceste unghiuri, să vorbim de unitățile de măsură pentru unghi. Prima dată să discutăm care credeți că dintre cele 6 unghiuri are măsura cea mai mare sau care dintre cele 6 unghiuri credeți că are măsura cea mai mică. Engel ne ajută, ne arată că în opinia lui acest unghi are măsura cea mai mică și după părerea lui acest unghi are măsura cea mai mare. Pentru a măsura un unghi, probabil deja v-ați dat seama că nu contează cât de mare este lungimea laturii unghiului, pentru că să nu uităm, laturile unghiului sunt semidrepte, deci putem să le prelungim până la infinit. Deci nu lungimea laturii contează, ci de fapt contează deschiderea dintre laturile unghiului. Evident, acest unghi are o măsură mai mică decât unghiul acesta de aici. Unitatea de măsură pentru unghiuri este gradul sexagesimal. O să vorbim mai târziu de ce are această denumire de sexagesimal. În general, ajunge să spunem că unitatea de măsură este gradul. Un grad, adică gradul sexagesimal, după cum vedeți în această figură, este un unghi cu o deschidere foarte, foarte mică. Acesta este unghiul de un grad. Când măsurăm un unghi, de fapt ne uităm de câte ori se cuprinde unitatea de măsură în interiorul acelui unghi. Azi vom parcurge temele introducere, o activitate de introducere. Vom vorbi despre unitățile de măsură pentru unghiuri, cum se face măsurarea unghiurilor, unghiuri congruente, vom discuta despre câte tipuri de unghiuri există și vom avea o activitate de învățare. Să vedem cum facem efectiv măsurarea unghiurilor. Pentru a măsura cu raportorul, prima dată desenăm un unghi. E foarte important să știm care este vârful unghiului, respectiv în momentul în care avem un raportor, e foarte important să știm unde e centrul raportorului. Centrul raportorului se așează pe vârful unghiului și
trebuie să rotim raportorul. O să vedem în următorul filmuleț cât de important e să fixăm raportorul. Aici avem un alt unghi, de data asta cu deschidere mai mare. Și acest unghi dorim să-l măsurăm. Așezăm raportorul. Aici era centrul raportorului, dacă vă amintiți. Deci așezăm raportorul cu centrul pe vârful unghiului. Observați că latura unghiului este de-a lungul liniei drepte de pe raportor. Pe unde trece cealaltă latură, acolo avem măsura unghiului. Acest unghi are 117 grade. Și atunci, cu acest raportor, o să măsurăm toate acele 6 unghiuri despre care am vorbit. Deci observați că avem, începând de la unghi de 65 de grade, până la unghi de 124 de grade. Unghiurile le-am lăsat în aceeași poziție, deci observați, raportorul l-am rotit de fiecare dată. Și atunci se pare că Angle n-a nimerit ambele unghiuri, deci nu a avut dreptate, unghiul cu măsura cea mai mică l-a nimerit, dar unghiul cu măsura cea mai mare este unghiul acesta care are 124 de grade. Azi vom parcurge temele introducere, o activitate de introducere. Vom vorbi despre unitățile de măsură pentru unghiuri, cum se face măsurarea unghiurilor, unghiuri congruente, vom discuta despre câte tipuri de unghiuri există și vom avea o activitate de învățare. Să vorbim despre unghiurile congruente. Există pe această figură, pe această clădire, unghiuri congruente. După cum vedeți, există multe unghiuri care au o deschidere destul de mare. Întrebarea e dacă au sau nu aceste unghiuri aceeași măsură. Dacă le măsurăm cu raportorul, se pare că ambele unghiuri au 120 de grade. Deci putem să spunem că două unghiuri care au aceeași măsură sunt congruente, adică și acele două unghiuri de pe clădire sunt unghiuri congruente. Acum o să vă invit să desenați acest hexagon în caietele voastre. Marcați acest unghi, care îl vedeți și aici marcat, și să încercăm să desenăm un unghi congruent cu acesta. Pentru a construi un unghi congruent, trebuie să parcurgem anumiți pași. Deci, prima dată avem unghiul desenat și, desigur, unghiul nostru are o denumire. După acest pas trebuie să măsurăm unghiul, deci unghiul acesta are 126 de grade și, desigur, măsurarea unghiului facem cu raportorul. Pe urmă desenăm o semidreaptă, semidreapta DE, și după aceasta punem raportorul și marcăm punctul unde avem 126 de grade, aici îl vedeți marcat, și la final desenăm unghiul EDF, unghiul care are tot 126 de grade. Azi vom parcurge temele introducere, o activitate de introducere. Vom vorbi despre unitățile de măsură pentru unghiuri, cum se face măsurarea unghiurilor, unghiuri congruente, vom discuta despre câte tipuri de unghiuri există și vom avea o activitate de învățare.
Să vorbim acum despre clasificarea unghiurilor. Noi avem 5 tipuri de unghiuri. Despre 5 tipuri de unghiuri o să învățăm. Și anume, unghiul ascuțit, de care ați auzit și în clasa a patra, este observat și aici pe clădire, deci este un unghi care are măsura cuprinsă între 0 și 90 de grade. Acesta se numește unghi ascuțit. Unghiul drept înseamnă că măsura unghiului drept este chiar 90 de grade. Puteți observa la oricare din aceste geamuri exact acest unghi drept. Următorul e unghiul obtuz. Se vede foarte frumos pe imaginea asta din avion acest unghi obtuz. Unghiul obtuz are măsura între 90 și 180 de grade. Și există două unghiuri care, de fapt, dacă ne uităm la ele, nu le putem declara unghiuri, pentru că, de exemplu, în această situație vedem o semidreaptă, adică cele două laturi ale unghiului coincid. E unghiul nul, e unghiul care n-are nicio deschidere, deci e unghiul de 0 grade. Și extrema cealaltă este unghiul alungit, deci unghiul care are o deschidere totală, adică această semidreaptă și această semidreaptă, și aici se vede, deci laturile unghiului sunt semidrepte opuse. Acest unghi are 180 de grade, unghiul alungit. Azi vom parcurge temele introducere, o activitate de introducere. Vom vorbi despre unitățile de măsură pentru unghiuri, cum se face măsurarea unghiurilor, unghiuri congruente, vom discuta despre câte tipuri de unghiuri există și vom avea o activitate de învățare. Și acum vă invit în acest labirint să faceți ieșirea din fiecare pătrățel prin măsura corectă a unghiului. Puteți să faceți captură de ecran sau să încercați prin estimare să vă dați seama care poate fi măsura unghiului BOC. După cum vedeți din cele patru ieșiri, unghiul are 70 de grade, deci este un unghi ascuțit, dar nu poate fi de 20 de grade, deci este un unghi de 70 de grade. Am ajuns în acest pătrățel, în această celulă. Acum acest unghi trebuie să-l măsurăm sau să estimăm dacă nu v-ați făcut captură de ecran. Acest unghi are 140 de grade și continuăm tot așa. Mai este o sarcină să specificați câte unghiuri ascuțite, câte unghiuri drepte și câte unghiuri obtuze observați în acest labirint. Aici este sensul de parcurgere, deci primul unghi a avut 70 de grade, al doilea unghi are 140, unghiul acesta are 50 de grade, unghiul acesta are 20 de grade, unghiul acesta se vede că e unghi obtuz, are 110 grade, aici avem un unghi nul, aici avem un unghi drept și unghiul acesta se vede că e foarte ascuțit, are 8 grade. Ați parcurs labirintul, felicitări! Avem 6 unghiuri ascuțite, avem un singur unghi drept, acesta de aici, și avem 2 unghiuri obtuze. În total ne dau 9 unghiuri, pentru că unghiul nul, acesta de aici, nu intră în niciuna din categorii. Și acum, ca și temă, vă rog să-l copiați pe Angle în caietele voastre, să denumiți 3 unghiuri, să le măsurați
și să precizați dacă descoperiți unghiuri congruente pe acest desen. Și o altă temă. Dacă ne uităm la acest ceas, acele arată ora 4:00. Deci, vă rog frumos, copiați acest unghi, măsurați unghiul și la fel o să vă rog să faceți la ora 9. Același lucru, copiați, desenați unghiul și măsurați-l. O întrebare de final ar fi: există o oră când acele ceasului formează unghi ascuțit, oră fixă? Vă mulțumesc, să ne vedem la următoarea resursă, la revedere! Azi vom parcurge temele introducere, o activitate de introducere, vom vorbi despre unitățile de măsură pentru unghiuri, cum se face măsurarea unghiurilor, unghiuri congruente, vom discuta despre câte tipuri de unghiuri există și vom avea o activitate de învățare.